Esperienza cu stil. Huawei Watch GT4. Fashion forward. În nuanțele calde ale toamnei, îmi descoper frumusețea naturală. La DM mă răsfăț cu produsele mele preferate din magazine, online sau din aplicația DM-ul meu. Activia prezintă fascinanta lume a digestii de la Alas A. Absorbe nutrienții, P, bacterii bune, ce cool e, sistemul digestiv, echilibru, pozitiv. Floare în frumutină, ce afirmativ. Activia la nu-i dejun, oricând, oricum. Calciu și miliarde de probiotice, în rutina ta e combinație, super savuros, e, știi? Activia e în top, în fiecare zi, de la A la Z, starea de bine digestivă începe cu Activia. Ei și milioane de români ca ei luptă împotriva ideilor fixe. Și noi la Telecom facem la fel. Cine zice că 5G nu e pentru oricine? Facem 5G accesibil și la cartelă și la abonament de la doar 5 euro. În plus, în aplicația MyAccount, sigur primești premiul fixe. Mobil pur și simplu. Telecom. Nimic, nicio responsabilitate. Și a asumat de asupra. 80 de minute de
cine face schimbările, cine poate intra, cine nu are voie să fie schimbat, la cine trebuie să dea preventivul, ceea ce prezint și la universitatea, sincer. Ivan nu contează nici un minut în această deplasare, pentru că Alex Mitriță ratează un altul, el nu mai este în joc, dincolo de alte alegerie, azi o cunoște schimbă pentru Baia, care este în fapt de carnat, chiar și care peste el. Provizură liberă. I-a prins piciorul la Darnat, lui Bayaram, vede și cartonașul galben lateral de la voluntari. Nici dacă marchează Universitatea Craiova pentru aceste patrule, discuțiile nu se schimbă. Dar problemele oltenilor rămân. După cum era clar că nu se poate schimba absolut nimic după victoria cu Vece Botoșani. De altfel, suporterii au și simțit foarte bine acest lucru. Șase minute de prelungire. Intrăm în curând în al doilea. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Trebuie să aibă mare grijă după Oltană în asemenea mână. Nu va beneficia de foarte multe, că nu mai avem de jucat. Ante Rogulici, exact. Și va da probabil direct pe poartă. A mai... marcat de aici, în clasă de poziție, pentru europene, Rogulici, execuția se modestă, pe jos, ușor de respins, vor fi două modificări la voluntari. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
și nici sâmbătă ca vinerea. Ce diferență față de partida de aseară din București, cu stadionul plin, cu atmosferă, cu joc intens, cu fotbal, cu spectacol, cu goluri? Încă n-ar fi ratat, asta e singura asemănare cu meciul de astăzi. În rest, totul a fost la polul opus. Vedem declarații în câteva momente. Universitatea Craiova egalează la puncte Rapidul, după ce Rapidul a bătut ieri. Și acolo, pe locurile 3-4, la egalitate de puncte cu Rapid, dar nu convinge nici de această dată. Așadar, vedem declarații în câteva momente și ceva mai târziu ne adăugăm atenția spre al doilea sau al treilea meci al zilei din Superliga, pentru că a mai fost astăzi un 0-0, poate totuși pe Pro-Luta, poate totuși vedem goluri în Botoșani cu FCSB. În câteva momente, împreună cu Marius Avram, Ilie Dumitrescu și Remus Răurean. Joci în timpul săptămânii și ești pe plus cu Max Weekends. Maxbet.ro, jocul tău la alt nivel. Viața e un pariu. Viața e un pariu în fiecare zi. Facem pariu? Ești de-al casei. Combină cu Playmaker și mărește-ți câștigurile. Descoperi tabletele de ciocolată Ferrero Rocher, albume de pădure crocante, învățură fină și ciocolată rafinată. Noi tablete de ciocolată Ferrero Rocher, plăcerea care surprinde. Pregătește-ți sistemul imunitar pentru sezonul rece cu Dedical. Dedical. Întărește-ți imunitatea. De la prefectul internetului tău fix. Și creatorii de telecine cu cea mai mare acoperire. Vine tot de la Digi. Aduți abonamentul de mobil acasă, unde ai deja LED și cablu, tot de la Digi. Portează-te la Digi și te bucuri de tot pe o singură factură, care scade cu fiecare număr pe care l-aduci în rețea. Portează-te și ai abonamentul nelimitat de la 1,5€ pe lună, 6 luni. Toamna este anotimpul în care pot apărea cele mai multe răceli, de aceea ai grijă de imunitatea ta cu un Gripovit Max C fierbinte. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Corpul și fă-ți analizele. Medicii recomandă laboratoarele Regina Maria pentru rezultate sigure. Regina Maria. Watch it!
sub același acoperiș va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul nou. Bilga rezistă indiferent de vremuri și de vreme. Actul sexual comis în major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Da. Moment în care poate că lucrurile evoluau altfel, dar Mitriță ratează, Jesus Fernandez. Un nostru al politicienilor din toată lumea a plătit în bagaj, să le asigurăm pace cu dumneavoastră. Le mulțumesc invitațiilor, Andreea Sava, vă așteaptă în doar câteva momente cu o ediție specială. Veți afla în direct la Antena 3 CNN ceea ce se întâmplă în acest război din Israel. Imediat așadar, aveți toate motivele să rămâneți în fața televizoarelor pentru a fi informați despre ceea ce se întâmplă în acest nou război. În Israel, vedem în sudul Israelului, acestea sunt imaginele de ultimă oră din aeroport. Au sunat sirenele, din nou atacuri și ați văzut, oamenii sunt pe platforma aeroportului, se apără, nu știm ce vor face mai departe. Imediat, Andreea Sava, vă așteptăm. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc de fiecare dată produse de calitate la prețuri avantajoase. Săptămâna asta ai Jacobs Krönung, cafea măcinată 500 grame la 24,99 lei și ouă 30 de bucăți mărimea M la 18,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Camionul meu are peste 40 de tone. Durerea nu mă poate distrage. Ketifexin este alegerea mea împotriva durerii. Ketifexin, luptă rapid cu durerea. Thank you.
Ocla nu argele de brânză. Oferă-ți gustul micilor plăceri. Ocla, bucuria gustului. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Dacă noi cum sunt așezați acum pe scaun, doamne părăște, unul din noi avem. Cam cum ar arăta? Dacă victima este inconștientă, primul lucru pe care trebuie să-l faci... Aflați duminică, ora 17, la iPhone, cu Iusi Fudulu, la Antena 3 CNN. iPhone îți este oferită de Advisors, platforma ta de educație online. Urmărește Antena 3 CNN. Afli tot oriunde fi. Ascultă 3 FM. În București, 106.2 MHz. Sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Să bifeze și el, dar nu mai e jucător pe care să te bazezi.
Dar cum să mai trebuie? Da, mă rog, nu știu, n-am avut senzația asta. Poate că ai dreptate. Da, asta prea mult. Asta prea mult. Am trecut că au fost folosiți și a jucătorii de acestea de undaj de Atena asta. Chiar Ovidiu Popescu. Chiar Ovidiu Popescu de apta și pământa stângă. Adică se putea... Da, este un jucător inteligent, un jucător disciplinat și este o soluție în plus pentru antrenor în poziția asta, chiar și fundaș central. Deci este un jucător polivalent. Dar ori are ceva de problemă medicală sau a simțit ceva la șut și a fost ales Lisandru. Pentru că nu înțeleg acest. Acum este convenție pe post, la Băluță, la Niculescu, la Tavi Popescu, la Companio, chiar să amești pe principii rotației. Dar sunt câțiva jucători care... Sunt jucătorii de bază, nucleul de bază al echipei. Cu promisiunea că despre penaltiul de care vorbea, pe care voia Rață să-l primească, o să vorbim după meci, pentru că ne presează timpul, așa că promitem că vorbim puțin mai târziu după partida de la Botoșani. Pentru că am dat-o la ascultăm pe Ilias Aralambus înainte de această confruntare. Good evening! Bună seara! Some words about the game. For sure, it will be a hard game for us. Cu siguranță va fi un meci greu. The other teams, because that all the games in Romania. Poate meciul de campionatul românesc sunt foarte grele. With teams like Botoșani that they want to defend and every game is different. We decide to start every game with this kind of 11, and I don't think that every week we have to speak about which 11. It's hard to fight with a team that didn't win this year. You see the results. The last four games they had one lose and three draws. So it's it's not an easy team. They have fast, especially individual players, very good players. But the most important is how we will do in the game. I believe if we do our best and we show our quality, we will be able to win the game. Valoarea ne-a arătat calitatea, cred că vom reuși să luăm cele trei puncte. Da, ne-a scos din întuneric, Aralambus. Era vor, nu vedeam. Da, în fine, ne-am obișnuit, le așteptăm după, o să-l notez în timpul meciului, spre final, ca la cronici, la ziar, spre final, încerc să scrii cronica, da. Și o să-l notez care vor fi declarațiile lui Aralambus după. Dar ar fi nici pe bine făcut odată, chiar pe mure. Da, să văd dacă nu merg. Măcar din trei idei, deși sunt cam multe, două le merg. Da, două obligatorii. Dacă nu nimerești... La transferul, dacă din trei transferuri două le nimerești, e geniu. Dacă nimerești, unul din zece ești penibil, dacă nimerești trei din zece ești în regulă. Așa și noi cu Haralambus. Dar aici, sincer, e mai simplu decât la transfer. E mai simplu, corect. Mulțumesc. Hai să-l ascultăm și pe Dan Alexa, antrenorul lui FC Botoșani. Bună seara! Un palmares favorabil pentru dumneavoastră ca antrenor, în ceea ce privește întâlnirile directe cu FCSB, se mărește avantajul dumneavoastră în seara asta? Mi-aș dori, vă dați seama, doar că nu contează trecutul, așa Botoșani n-a câștigat niciodată împotriva Stelei aici, adică îmi doresc foarte mult să obținem un rezultat pozitiv astăzi. Sunt conștient că întâlnim unul dintre cele mai bune echipe ale României, în primul loc, practic, o echipă care a cam dominat campionatul ăsta de când a început, foarte puține fiind copii au avut, o echipă care a
ajuns să fie și omogene față de sezonul trecut. Va fi un meci complicat, un meci greu, plecăm cu șansa a doua, trebuie să facem un meci aproape perfect să putem face o surpriză. Credeți că e un avantaj în plus pentru FC Botoșani, presiunea în plus pusă pe FCSB din cauza că s-a apropiat CFR-ul la un punct? Nu, eu cred că ei sunt obișnuiți cu genul ăsta de presiune. Eu doresc de la echipa mea să roage cu dezvoltura astăzi, pentru că este un spectacol, e sold out pe stadion. Foarte multă lume a venit astăzi la joc. Îmi doresc ca să ne ridicăm la nivelul meciului, la nivelul adversarului și îmi doresc să arătăm un joc, să ștergem cumva impresia de la Creava, pentru că am tras meci în genunchi. Am arătat foarte rău la Creava și ar fi de oportunitate de a șterge, să zic așa, ultima impresie. Nu va fi ușor, dar ne vom juca șansa. Deci, Botoșani, sub amenințarea verbală a patronului că dacă echipa le degradează, nu se mai întâlnește niciodată la fotbal. Hai să vedem foarte repede ce s-a întâmplat în ultima confruntare directă de la Botoșani, FC Botoșani, FCSB 2-3 era în campionatul trecut. Acolo Petkovski din prima pleacă această pasă pentru Maiac, e 1-1 cu Crețu Maiac. Sezon. Cordea primește în partea stângă Octavian Popescu, e acolo Darius Olaru, centrare, baragol! Andreea Companio! Al 13-lea gol marcat de Companio în acest sezon. Acum Zacu a adus cu siguranță o viteză în plus jocului botoșanenilor. Petkovski pentru Roman 2, mai departe către Mailat, Mailat într-un duel cu Pantea. Sebastian Mailat pregătește jocul lui Jete. Botoșani egalează în minutul 66. Sebastian Mailat face dubla, are 5 goluri în acest campionat. Seara extraordinară pentru Sebastian Mailat. Să marcheze în această înfruntare și este al doilea gol al său din acest campionat. Cinci goluri atunci, poate vedem și acum multe goluri. Botoșani trece să le legătura la meci pauză final sunt de mai. Bun găsit, vă spun Dan Ștefărescu și George Dobre. Imagine directe pe stadionul municipal din Botoșani, acolo unde are loc un duel al extremelor. Ultima clasată din Superliga, FC Botoșani, înfruntă pe FCSB, liderul clasamentului, o diferență de 20 de puncte între cele două echipe după 11 etape. FCSB care mai are doar un punct la avansul la contra-atacul celor de la FCSB. Trei oameni la limita suspendării, care Botoșani, Pinson, Dican și Pius, dincolo Companio, este în această situație. Spuneam și mai devreme, lipsește Victor Arnović, suspendat, a luat al patrulea galben în partida cu Cluj. Meciul pe care FCSB n-a reușit să-l câștige pe teren propriu la începutul acestei săptămâni. Pe lângă Radunovic, evident, pe lista absenților de la FCSB, în continuare Chiricheș, cel care e așteptat să revină după meciurile pe care le joacă în perioada următoare echipele naționale.
măcar se revine la antrenamentele normale, rămâne de văzut când se va întoarce pe teren. Pasează Djokovic pentru Taua, așează mingea acolo Alexandru pentru Djokovic, care încearcă o lansare pentru Ganea. Minge prelungită de Cristi Ganea direct afară, nu l-a găsit pe Coman. Ganea și Coman, cei care alcătuiesc cuplul din partea stângă la FCSB, au fost colegi și la Viitorul, așa cum se numea, urmă cu câțiva ani, formația patronată și antrenată de Gică Hagi. Destul de multă liniște în tribune, deși stadionul e plin, deși de la stația de amplificare s-au făcut apeluri înaintea celei partide către spectatori, ca aceștia să susțină echipa lui Dan Alexa. Recurere din margine pentru FC Botoșani, care are șansa de a scăpa de ultimul loc în cazul unei victorii. Întrebarea care se pune însă, cum să facă să obțină această victorie care lipsește în confruntările cu FCSB pe teren propriu. 12 partide, Botoșanul a scos doar 2 puncte, 2 remize acasă cu FCSB. Elia Salambus, antrenorul celor de la FCSB, aflat la al doilea lui sezon la formația roșalbastră, Băluță în spate către Pantea și acum în Ghezana, care a avut asist în duelul cu Cluj, un asist involuntar, însă a pasat cu umărul la reușita lui Daua, prima a meciului dintre formațiile lui Harambus și Ioan Ovidiu Sabău. Din nou, Daua a greșit la golul lui Mitrea, golul de 2-2. Daua a făcut și el destul de erori în primele 45 de minute în meciul cu Universitatea Cluj și a fost schimbat la pauză cu Alexandru. Apropo, te rog. Iată-mă. Nu, te rog. Apropo de schimbări, 4 locuiri operate de Harambus în echipa restată a celor de la FCSB. Ganea, Djokovic, Alexandru, Companio, noutățile. Radu Novic, Ovidiu Popescu, Șut, Octavian Popescu, oamenii locuiți, bănuind că, exceptându-l pe Radu Novic, pe ceilalți vom vedea în această partidă. Aici Florescu are ceva probleme după duelul cu Băluță călcat de jucătorul celor de la FCSB. I-a scăpat această fază lui Florin Andrei, care reia jocul cu minge de arbitru, șutul lui Coman. Pe scurt, respinge Ducan în corner, fostul portar al celor de la FCSB. A fost titular la FCSB aici, la Botoșani, anul trecut în cupă, în meciul câștigat de FCSB cu 2-0. Și titular în celebrul Bașca Topo la FCSB 6-6. Revedem execuția lui Coman, venită după o pasă senzațională, așa aș numi eu, a lui Djokovic. E a doua oară când încearcă așa ceva, o pasă diagonală lungă de peste 50 de metri. Prima oară nu i-a ieșit atunci când Ganea a trimis în afara terenului, acum însă l-a găsit pe Coman. Din nou probleme în careul celor de la Botoșani de această dată, între Companio și Junior Pius, însă Andrei lămurește situația. Cel puțin pentru un moment, Pius vedem că e în continuare tentat să-l ia în brațe pe Companio, execută Florinel Coma, la prima bară minge de viață acolo, prinsă de Ducan, Daua a fost cel care a reluat cu capul. Și am văzut cât de repede s-a repliat Răzvan Ducan, care la începutul sezonului, mi-aduce aminte, avea drept concurent pe post pe Began, venit de la Șepși. Până la urmă, Began a plecat, acum este rotul lui Dinamo. A ciudat alegerea lui Began, era titular, reușise să apere un penalti, după care și-a reziliat contractul, a ajuns la Dinamo, unde e rezerva lui Golubovic. Olaru. O degajare a lui Ducan, care în campionat n-a jucat niciun meci pentru FCSB, a făcut însă în celelalte competiții. A crescut și el mult după acel episod cu Bacica Topor, a fost ce să zicem, cea mai slabă partidă a carierei, dar era și el la început, se mai întâmplă.
ca o titularizare venită la vremea respectivă pe fondul problemelor medicale din lotul celor de la FCSB, foarte mulți jucători care aveau COVID. Aici este o fază în care a solicitat lovitura liberă Coman, de bună dreptate. Rafa a urtat Vican, este singurul integralist din cei 31 de oameni utilizați de Potoșani în acest sezon. Victor Vican, fotbalistul crescut de U Cluj, pasă acum pentru Romario Benzar, mai departe pentru Friday Adams. Nu s-o vine să credeți, dar Friday Adams a fost prezentat la FC Botoșan chiar într-o zi de vineri. Din nou Friday Adams, o pasă pentru Tican, centrare acum către Eduard Florescu, a rezolvat Djokovic pentru moment. Fără atacat în această, fără număr nou, această partidă FC Botoșan. Vlasă Ilicici a fost supra-solicitat în ultimele partide. Secu Camara e cu probleme. Drole s-a accidentat și el înaintea meciului cu Rapid din Cupa României. Mailat, știm bine, e accidentat din presezon, era foarte aproape de o plecare de la Botoșani. De altfel a fost o perioadă de pregătire marcată de accidentări grave la FC Botoșani, iar seria accidentărilor teribile a continuat și după startul sezonului. Acum Mailat, Drole și Savicu sunt în afara lotului, primii doi în continuare în afara locului, pentru că la ei sunt absențe lungi. Companio trece acolo de Geroni. Companio, centrare blocată și David degajează în afara terenului. Interesant acest duel, e printre primii jucători driblați de Andrea Companio, Alin Geroni. Companio nu e chiar genul de atacant, foarte înzestrat și de tehnicatele sunt calitățile lui. Îl vedem destul de rar apelând la dribbling-uri. Pinson acolo va juca de țigănașul, însă mingea revine în poziția celor de la FCSB. Pedici Sport 3 stă să înceapă un duel din seria Genoa contra Milanului. Pedici Sport 4-22 va fi Sevilla Rayo Vallecano din prima ligă spaniolă, iar Pedici Sport 2 cu puțin înainte de ora 10 va începe un duel de la Cupa Mondială de Rugby, un duel Britanic-Irlanda, un duel între două reprezentante a două țări vorbitoare de engleză. Irlanda înfruntă Scoția. Aici este Hans, făcut de Friday Adams, omul de care vorbeam ceva mai devreme, și lovitură liberă pentru FCSB. Coman a produs în partida cu Cluj, două goluri, a bătut acel corner care a dus la prima reușită a meciului, tot el a bătut și lovitura liberă care au făcut 2-1 cei de la FCSB. Aici Companio a deviat către Daua, mingea a fost respinsă în parte de parte, dar Iusola are o poziție bună, încearcă șutul în blocaj. Tican scoate mingea din acea zonă, acum face același lucru Geroni. Pinson, între cei mai buni jucători Botoșani, dacă nu cumva cel mai bun din acest sezon, Pinson a fost unul dintre protagoniștii remizei surprinzătoare de la acea vreme din Giulești cu Rapidul. A jucat foarte bine contra formației lui Cristiano Bergodi. Florescu a încercat să-i retrimită lui Țigănașul, dar a dat mingea direct în afara terenului. În ultima apărare a campionatului, oare Botoșanu, 20 de goluri primite, cea mai slabă e voluntarului. Nu s-a văzut mai devreme, până și cea mai slabă apărare a campionatului poate să reziste în fața unei echipe cu pretenții. Acum rămâne de văzut dacă va putea să facă și Botoșanul în această seară, ceea ce a reușit mai devreme voluntariul cu Universitatea Craiova. Djokovic, tras de tricou, nu s-a înțeles acolo cu Lixandru, cred că ar fi putut interveni Djokovic, însă aștepta să vină Lixandru cu fața și să spată mingea din acea zonă. Tras în mod evident, jucătorul croat, care a petrecut, vorbeam mai devreme că e Genoa Milan, Perigi Sport 3, Djokovic a petrecut multe sezoane
în Italia înainte să semneze pentru prima oară cu CFR Cluj. Degajează Ștefan Târnovan în apropierea centrului de rând, unde este Djokovic, mingea sare la Alexandru. Djokovic acum nu are spațiu pentru a încerca o nouă diagonală. Pentru Coman pasează pentru Olaru, așteaptă Pantea o pasă, centrarea este pentru Companio, intervine acolo Junior Pius și este pe contraatac. Botoșenii la minge este Ngoma și-a prelungit prea mult mingea, are noroc, însă duelul cu Daua continuă Ngoma izolat însă în acea zonă și nu obține nimic, iese trimite el mingea în afara terenului. Au rămas în presii, Botoșeneni, speranța unei recuperări, care n-a venit până la urmă. Ghezana, Pantea pentru Damian Djokovic, de acolo mingea pleacă mai departe spre Alexandru. De la Daua la Istiganea, prima prezență în acest sezon de Superliga, jucătorul cel de la FCSB, a jucat în cupă 78 de minute în partida câștigată de la ora de FCSB. Și al 24-lea jucător utilizat de Halambus în cursul acestui campionat. 15 dintre oamenii folosiți până acum au reușit gol și sau pasă decisivă conform site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal. Ganea repune pentru Companio, din nou Cristi Ganea, omul care a venit de la Panathinaikos, intervine foarte bine Digan Adams, nu reușește să-i paseze lui Ngoma. Iată, nu prea mai reușește să țină de mince jucătorii lui Dan Alexa, dar ținând cont și de formula utilizată, poate că asta își dorește Botoșaniul, să facă un pas în spate și să încerce să dea lovitura pe contraatac. Pinson, Ngoma, pot deveni arme periculoase pe tranziția pozitivă a Botoșenenilor. FCSB destul de răbdătoare în startul acestei întâlniri. 17 minute cu care echipa lui a putin și Haralambus și-a creat o ocazie foarte frumoasă la vremea respectivă, la momentul respectiv, preluarea lui Coman, nici șutul a fost rău, însă Ducan a respins în corner, același Florinel Coman. La uneori Adams este aproape pe linie cu apărătorii celor de la Botoșani. Bănuim un mod de a încerca din partea lui Alexa de a bloca flancul stâng al celor de la FCSB, acolo unde acționează Cristi Ganea și Florinel Coman. O măsură, evident, luată în special pentru Florinel Coman. Culoarul cu care nevoit să se respingă lateral, chiar dacă acolo se afla Alexandru Boluță. A vorbit de schimbările de la FCSB față de meciul cu Cluj, la Botoșan față de meciul cu Răsătea Căruva, tot patru înlocuiri, ca în cazul Roșalbaștilor. Pius, Țigănașu, David, Adams, noutățile, Mutombo, Creț, Casap și Ilicici, jucătorii schimbați. Deși a folosit foarte mulți jucători în acest sezon, FCSB Botoșan are la momentul de față un loc destul de restrâns din pricina accidentărilor, astfel încât Alexa folosește mai mereu cu aceiași oameni. Cade Friday Adams, a călcat pe minge, fotbalistul nigerian îl depășește ușor pe Darius Olaru. Șutul lui Ngoma în blocaj, Ovidiu aruncată în 6 metri, respinge Ghezana. Și pasează bine Djokovic pentru Companio, Băluță. Nu mai devreme n-a fost pasa lui Djokovic, pasa lui Olaru. Acea pasă bună de care vorbeam, fault asupra lui Ngoma. Și lovitură liberă pentru FC Botoșani. O echipă care, reamintim, a adunat doar 6 puncte în acest sezon, 6 egaluri în 11 etape pentru formația lui Dan Alexa.
mai fost 5 înfrângeri curentat aici de mingea ajutată de adversar, Tawada n-a fost sens. Piesa lovitură liberă pentru Botoșeneni, Florescu, cel care se spune Gol Pieterul, în acest sezon, 4 goluri, are și o pasă decisivă. Eduard Florescu a marcat și împotriva Craiovei, secunda precedentă, chiar în Bănie. Băluță, băluță pentru Darius Solaru, faultat de Troy Deadan, scris Ligania din prima, îl căuta pe Florinel Coman, s-a apărat însă foarte bine și Gănașul. Ducan, în zona lui Ingoma, dar în Ghezana, stăpânește acolo situația, pasează bine sud-africanul venit de la Kaizer Chiefs pentru Pantea. Din nou în Ghezana. Senzația e că pe măsură ce joacă meci după meci, în Ghezana e tot mai dezinvolt. Cel puțin asta e senzația pe care o am eu. Mi-aduc aminte de primul meci jucat ca titular, atunci părea în anumite momente chiar speriat. O pasă pentru Coman de la Băruță. Coman scoate Ducan. A treia încercare a lui Coman de a marca, a treia paradă a lui Răzvan Ducan. Și sunt probleme pentru Olaru. El e atins acolo pe gazon. Olaru și Coman plus Târnovanu rămas la echipa națională pentru de la Rusia Pandora. A renunțat la acea bluză pe care a dat-o și tricou de un Coman. S-a încins. Trei șuturi pe poartă, foarte, foarte bune a reușit Florinel Coman. Și a scos bluza și meciul de câteva minute. S-a încins și partida de pe stadionul municipal din Botoșani. Este corner pentru FCSB. Cred că i-a așteptat Olaru să execute, însă Olaru tocmai s-a ridicat de pe gazon după probleme medicale. Alex s-a gândit să intre în cadrament pentru meciurile României cu Belarus și Andorra. Am dat garanții față a votului Belarus și să spun o opțiune de promisie. Când se-a venit un opere fotbalist, să fie la opereața alături de sala lui, s-a dus românii la stadion și să se bucure de prezența lor acolo. Rapid rămâne pe podium după ce Craiova s-a încurcat la voluntari. Mitrița a ratat un penalt. La voluntari Mitrița n-a reușit să-i dea gol lui Fernandez, fostul portar al Realului. Cum trebuie să fie ca în această seară pe mâna mea? Pe viitor o să mă gândesc mai bine, să las pe ceva după ce obținem dat. Și voluntarul a cerut penalti, dar n-a primit nimic. Să ne iei banii din buzunar care trebuie să-i ducem acasă la familie, mi se pare foarte bun. Șeful galeriei de la voluntari a venit direct de la Iași, de la Sfânta Parascheva. La fel și un dinamovist care a venit la meci cu motocicleta adusă din America. Oltenii au parcat autocarul în ușa vestiarelor. Maxim a ratat penalti, iar și Monica a luat bătaie în Turcia. De când antrenez, n-am avut asemenea ghinion, spune și Monica. Și Monica a pierdut cu 2-0 în Turcia. Echipa lui și-a dat autogol, iar Maxim a ratat un penalti. Se pare pe Maxim? Nu. No. Maxim a scris în Turcia, este record, 18 penalti. Și de asta spun că ieri mi-a arătat prima oară. M-a așteptat pe mine să mă întorc înapoi. Niță, Maxim și Drăguș au fost titulari în echipa lui Șumudică. M-am arătat foarte repede deja de la primul meci. M-am zis cu mine că m-a așteptat foarte mult. Convocarea națională, Drăguș a adus baclavoare din Turcia. Unde? În Turcia. Baclavoare. În ziua în care l-a prins național, la Pușcaș n-a reușit să-i dea gol lui Giru. Atacantul lui AC Milan a fost portare în meciul nebun cu Genoa. Pușcaș a fost oprit de Giru în meciul de peste 100 de minute pe care Milan l-a câștigat cu Genoa. Ambii portari au fost eliminați. La Milan, Giru a intrat în poartă și n-a luat gol. Pe lângă ocazia lui Pușcaș, Genoa a avut și o bară. Milan a câștigat cu golul lui Pulisic și a urcat de primul loc în Italia. Titular la Genoa, Drăgușin a fost aproape de gol, înainte ca Giru să intre în poarta Milanului. Hagi l-a învins pe Norinel și a urcat cu Farul pe loc de play-off. În acest sezon, Oțelul a pierdut doar două meciuri, ambele la Galați, cu campioana Farul și vicecampioana FCSB. Unul dintre Turinel și Hagi au pus stadionul la Galați. Hagi a câștigat în fața celui mai selecționat român. Facem parte dintr-o generație care a adus bucurie, fericire, multe victorii publicului din România. Avem istorie, trăim cu ea, sperăm să avem și viitor, să avem victorii și să o facă
nu știu cum, dar să o facă și să fim fericiți să mergem la, să ne calificăm la Iubire. Învinsător de câte se vede la Galați, Oțelul l-a scăpat fără gol la bomba lui Budescu. Fatea a dat singur cu Aimoani, înainte ca Larie să decide meciul. Larie este fundașul blocat de la Mihagi, cu 5 reușite. Cred că meritam cel puțin un rezultat de egalitate, aceea greșeală sau, eu știu, băiavă, eu știu, a fost diferența. Clubul a fost încătușat pe aeroport la întoarcerea din Dubai. Lucrul a stat 7 luni și 10 zile după. Condamnat la închisoare pentru că a condus fără permisă. Lucrul s-a predat după aproape o săptămână. Lucrul a fost luat de polițiști în aeroport la întoarcerea din Dubai, unde i-a fost alături soției de ziua ei. Lucrul va sta 7 luni și 10 zile după gratis. Sabrina Voinea și-a împlinit visul și s-a luptat pentru medalie cu fenomenul gimnasticii Simon Biles, român, care a arătat podiumul în finala de la Sord. Voinea a terminat pe 4, iar Biles a cucerit al 4-lea titlul la mondialul din Belgia. Campioană cu echipa, la individual compus, la Sord și la bârnă, Simon Biles a arătat taurul la sărituri și paralele. În finala de la sărituri, americană... Aici, iată. Da, Niger, dar o eroare cât de mică. Acolo le-a cheia ducea pe dati, la faza asta. White joacă înapoi, degajează Raya. Nu-l găsește pe Martinelli, Arteta din nou le face semn fanilor, iar aceștia răspund la apelul lui. Cere și jucătorilor săi să vină în pressing pe această aruncare de la margine pe care o efectuează Walker. Iată-i pe tunari, închid ce sare Gabriel peste Holland. Guardiola strigă la Michael Oliver în 5 și fanii Arsenal. Iată-l pe Guardiola, continuă să protesteze de această dată la arbitru asistent. Proteste inutile. Nu, nu, deja protestează că faza s-a terminat. Dinamo CFR Cluj, așadar, Superliga noastră, puțin mai târziu, aici pe Sportul, o ocazie bună aici pentru Arsenal, să vedem Martinez! Aici Ache, Ghilionis și Ederson, care nu cred să fie avut să fie avut emoție, da? Pentru a fi citate și mai apoi pentru a fi corectate. Acum să vedem reacția lui City, dacă are energie, da? Și dacă timp nu prea mai are, dar îi trebuie așa un atac la Violeta să se arunce peste adversar. Foden încearcă să rămână la mine, reușește să o facă, continuă Foden agățat de partei, nu se dă nimic, a rămas cu brațele ridicate pe jos Phil Foden. White, oh, ce frumos îi strecoară balonul printre picioare lui Doku, partei.
ți-a lui Zinchenko, joacă și Toriazu. Rice, Havertz. Finge în centru la Tomiasu. Întoarce Havertz balonul. Acum e bună această posesie cu portarul. Raya. Vine cu degajarea, pleacă Havertz. Control bun al Gerovului. Jocul la alt nivel. Așteaptă
centrată de Dinamo, parcă se precipită puțin mai mult și Dinamo Bistri acum pe final de primă repriză. Otele nu poate trece, Denelus Roșu, repunere pentru Cristofiu Vinicuță. Giriți vot special la pauză, și evident de la Dinamo. Special cu Vani Moraru și cu invitații noi, ne regăsim pe viza secundă. O primă repriză în care CFR-ul a arătat că prost, de altfel nici n-a reușit un șut pe spațiul porții din Amo, doar aici la final câteva cornere care au mai adus mingea aproape de poarta gazdelor. O primă repriză perfectă pentru ce își dorește din Amo și la ce nivel este acum din Amo, un 1-0 care le dă speranțe și celor de pe teren, dar și celor din tribune. În câteva momente comentăm prima repriză în România, fără întrunea Iliel Mitrescu și Ionuț Rurea. Superliga vă este oferită de Superbet. Thank you.
și iată face diferența după primele 45 de minute. Dinamo, iată că e la jumătate de la o repriză distanță de o surpriză importantă. Da, dar și cu un joc foarte bun. De fapt, cu ei ce spate de celor doi atacanți atalac și Gregorio, o echipă care este greu de contracarat pe construcție, apropo de tot, ce, tot ceea ce înseamnă jocul ăsta elaborat al lui Burcă. Care ajungea la un moment dat
Rotele, se debarasează de Patrichie, pasă pentru Bădeghi, poate la poartă o casă mare și un pasat, respinge Dinamo la centrala lui Mogoș. Asta e ratarea etapei, clar, excepțional serviciul lui Mogoș pe bara a doua pentru Otele cu poarta goală, aproape, Otele șterge mingea cu tibia. Defensiva lui Dinamo nu mai există. Dacă Mogoș ajunge din rol de piston dreapta să centreze din interiorul careului, e clar că trebuie să se schimbe ceva cât mai repede. Acum va fi foarte greu de supraviețuit, pare să fie o singură echipă pe teren după relarea jocului Carlo Muhar. Pentru zi Morgan probabil primește fundașul stânga Cristi Costin, pentru că iată ce greu joacă numai interiorul din nou. Cristi Costin nu joacă decât în rol de fundaș dreapta. Și asta nu spune că îl avantajează neapărat. Gonzalo Gregorio pleacă în slalom. Poate e nevoie de așa ceva ca să ieși din fața proastă. Apropo de jocuri Dinamo după urmarea partidei. Hamza e primul atac pozițional al lui Dinamo în partea a doua. Și suntem în minutul 63. Pe timp ce PR-ul a egalat și a avut inclusiv o uriașă ocazie de 2-1. Cristi Costin. Minge care rămâne în joc, să vedem continuarea, direct în brațele lui Sava, nimic. Nimic la această fază, părea foarte promițătoare acțiunea lui Cristi Costin, care reușise să intre în care. Bărlegea încă un dribling, prin dinamoviștii, se aruncă la un moment dat în calea baronului, numai să nu mai șuteze odată Bărlegea, cum a făcut-o. Nu era așa cât de cum face tot din câinii roșii. Și chiar au venit la faza anterioară. Exact. Da, la așa semnele unui atac de panică s-au văzut și la primul atac în care a fost indicat Bărlegea după golul egalizator. Bun, deci din acest Dinamo, așa cum a fost capabil de prima repriză, după părerea mea surprinzător de bună, acest Dinamo e capabil să-și să vină primul, un pic, să... Nu mai găsește, așa cum s-a întâmplat, în minutul 10, în drept golului